Zahărul se menține în topul produselor care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, cu o creștere a prețului de 58,71% în mai 2023 față de mai 2022, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică. Alte alimente care au consemnat creșteri importante de preț sunt untul plus 32,46%, margarina cu 31,39%, ouăle cu un plus de 29,72%, brânza de vacă sau telemea cu 28,94%, alte legume și conserve de legume cu 28,78% și cartofi cu 25,54%. În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creșteri de preț în perioada analizată s-au aflat energia termică cu 23,82%, detergenții cu 16,77%, articolele de igienă și cosmeticele cu 15,58% și alte mărfuri nealimentare cu 15,46%, combustibili sau ieftinit cu 9,5%, iar medicamentele cu 3,7%. În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian cu 46,2%. 25%, serviciile de apă, canal, salubritate 21,93% și transportul CFR cu 21,18%. De la lună la lună, în aprilie, față de martie, cele mai importante creșteri ale prețurilor au fost consemnate la cartofi 11,28% și fructele proaspete 4,68%. Luna trecută, la produse alimentare, s-au scumpit alte legume și conserve de legume cu 2,40% și citricele și alte Alte fructe meridionale cu 2,9%, iar cea mai importantă ieftinire a fost consemnată în cazul laptelui de vacă cu 5,7%. De asemenea, combustibilii s-au ieftinit cu 2,61%. La servicii nu se constată ieftiniri față de luna anterioară. Rata anuală a inflației a scăzut cu 10,64% în mai 2023, de la 11,23% în aprilie 2023, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 18, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16% potrivit datelor Institutului Național de Statistică date marți publicității, relatează Digi24.ro.